Bună seara, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce va face domnul Bitcoin. Se pare că a avut o corecție foarte serioasă. Foarte serios. Exact până la 0.38 Fibonacci, 42.572. Primul suport puternic. Bun, am mai avut unul la 43.300, dar se pare că l-a rupt. Și a mers să-l testeze ăsta la 0.38 Fibonacci. Sunt șanse să-l țină, da? Dacă pleacă mai repede de aici. Dacă nu, ochii pe rezistență, da? Prima rezistență este 44.300. Bun. Știți că am început un proiect în care spuneam că o să fac 2% în fiecare zi, da? Vreau să vă arăt. Da. Bun. Haideți să vă arăt aici. Vă povesteam că... Două secunde. Am început cu 1080 de dolari, da? Fix după o săptămână am fix 1085. Dar, da? Vreau să vă spun că am intrat astăzi în audio fix cu 1198 de dolari, da? Deci calculând, da, luând 1198, calculați și voi. Deci 1198, am început cu 1080. Ori 2%, 21 de dolari ar fi trebuit, ori 7, 7 ori 2, 14. 140 de dolari trebuia să fac pe zi. Deci 1080 plus, deci 1080 plus 140, am spus. 1220 și eu am făcut 1198. Minus. Cred că o singură zi, nu mi-arat aici, o singură zi n-am făcut 2%, nu știu, am fost plecat și n-am fost pe față. Dar 6, da? Bun. Deci, vă arătam. Astăzi, 1199. Am intrat în audio, dar audio e o monedă care e hotărâtă să plece și am ordin de vânzare la 2. 939. Ia să vedem ce înseamnă audio ăsta. Market. Luăm orice. Classic trade. Haideți să vedem. Luăm audio. Adică am încercat să intru cât am putut de jos și s-a mai dus un pic în jos. Asta e, nu e problema. Niciodată nu o să putem să fim fix, da? Trebuie să țineți minte asta, da? Și am pus, da? La 1318 să ies cu 2 price-o 100% ajunge aici, adică 2.9 la o rezistență, aici e o rezistență foarte ok. Adică pe aici undeva am intrat, chiar nu mă gândeam că se duce chiar până aici, dar asta e o chestie asumată, deci trebuie să înțelegeți că trebuie să mai facem și așa ceva, să ne asumăm, da? Dar eu zic că ajunge, de ce? Fiindcă audio este o monedă hotărâtă să plece, chiar scopul era să plece rachetă, doar că BTC-ul ne-a omorât o leacă, da? Deci pe daily arată foarte bullish, da? Credeți-mă, pe 4 ore arăta la fel de bullish, da? E a fost singura care de dimineață era vreo 20% pe plus și apoi a venit corecția. Dar eu zic că până aici ajunge cel târziu mâine, da? Bun, asta cu condiția, dar BTC-ul cam aici a fost corecția lui, nu cred că... Și dacă e să mai scadă, o să mai merg o zi, două, trei pe aici, lateral, și ușor, ușor, dacă vrea să mai scadă, mai trage de timp. De ce? Fiindcă se vede clar, cu ochiul liber, că
coborâm până ajungem aici. Știți că eu v-am spus de la început că targetul este ăsta, dar fiți atenți tot timpul pe suport și pe rezistență. A rupt tiparul ăsta, ai, trebuie să ne așteptăm că coboră. Cât a vrut el, puteți coboare până aici. Da? Puteți coboare până aici. Orice este posibil, da? De asta trebuie să ne uităm foarte mult pe tipare, da? Bun. Deci, spuneam că este realizabil, da? Ca să înțelegeți. Deci am făcut vreo cât? 120 de dolari. 7 ori 2, 14, trebuia să fac 140. O zi n-am făcut. Deci 6 am făcut în 7. Repet, n-ai cum să faci 100% niciodată. Eu spun așa, dacă faci 5 din 7, 2%, ești boss. Nu știu, zilnic. Asta e. Repet. Dar important este tot timpul să încerci să faci orice să fie pe plus. Da? Adică ideea de bază asta e. Bun. Deci v-am arătat că se poate și o să vă arăt și săptămâna viitoare și o să vă arăt timp de 30 de zile, da? O lună. Să vedem ce target am eu la sfârșit de lună cu walletul ăsta. Deci e un wallet special doar pentru așa ceva. Da? Deci nu fac nimic cu el decât îl țin pentru așa ceva. Să vedem unde ajungem. Da? Cu el. Deci ca idee. Bun, în principiu cam asta e. Haideți să mergem aici. Bun. Vă povesteam despre Bitcoin. Dacă observați ceva foarte interesant, corecția asta a fost indusă. De ce? Fiindcă ca să intre atât de mult volum aici e cam dubios, nu? Ca să intre atât de mult volum aici e cam dubios. De fiecare dată când ajunge la un nivel de suport, oamenii de fapt așteaptă să coboare ca să poată să intre. Da? O monedă cu care am făcut astăzi bani, mă întreba cineva, dar cum faceți voi să faceți bani chiar dacă piața scade? Păi foarte simplu, noi pe Discord asta facem, adică căutăm soluții cum putem să facem bani chiar dacă piața scade. Și lucrul ăsta putem să-l facem în felul următor. Da? Practic asta facem noi aici. Da? Eu am pus astăzi moneda asta de 3 ori am pus, nu, de 2 ori. Am pus odată de dimineață aici, dacă se respinge așa, MACD urcă, da? Am pus odată la 1.50, da? 1.50, stai să vedem la și la ce ora am pus-o. La ora 6 și 8 minute. Și ea ce a făcut? 6. E că aici am pus-o. 5. E că 6. A, cred că 14, da. Și dacă calculăm ce înseamnă 1,5, am spus 1,5, 0, păi înseamnă, să nu exagerăm, vreo 16% s-a dus. Repet, noi trebuie să facem 2%. Țineți minte de asta. Apoi am mai postat odată, am spus, încă o chestie, am mai postat Mitri, da? Și am spus așa, aștepta să rupă. Voi trebuie să înțelegeți. Dacă nu rupe, nu intrăm în poziție. Da? Și a rupt în jos. Ai, nu intrăm în ea, așteptăm să confirme. Am mai postat odată la 11 și 10, apoi la 12 și 5. Hai, 12 și 5, să zicem, la 141. 141 aici, 12 și 5. Nu, 11 am spus. Aici. La 11 și 10, pardon. 11 și 10. Aici. Da. După cum vedeți, s-a dus 30. Eu vorbesc de 2%, da? Deci noi și chiar dacă piața are corecție, tot facem un 2%. De fapt, asta e ideea de bază. Să încercăm să facem acei 2%. Da? Deci asta e ideea de bază. Bun. Acum revenim la BTC. Vă povesteam eu de ieri, de alaltăieri, de o săptămână, vă tot spun că dacă ajungeam aici la 49.000 și respingea, 100% cădea. N-am mai ajuns acolo.
N-am ajuns acolo fiindcă n-a avut suficientă forță. Dar, sau toată lumea îl aștepta aici. Faptul că a rupt tiparul aici, da? Trebuia să ne punem un semn de întrebare. De asta încerc să vă explic cum stau lucrurile. Tot timpul trebuie să încercați să fiți cu un pas înainte și să nu vă lăcomiți. Și tot timpul trebuie să aveți bani. De ce? Mă sună cineva asta și îmi cere o părere. Narcise, ce părere ai? De exemplu, am 6.000 de dolari și vreau să intru acum. Ce îmi spui să fac? Asta era pe undeva, cred că, dacă nu mă înșel, pe aici, să zicem. Și am spus simplu, cumperi. Da? Indiferent de monedă, parcă BNB sau ETH, am spus. Indiferent de monedă, cumperi jumate aici, mai scade, mai intri cu jumătate. Măcar să plece de aici racheta și să faci bani decât cu jumătate. Și bineînțeles a mai scăzut și dacă a fost martă a intrat cu toți banii aici. Adică jumate, jumate, deja de aici până aici pe profit. Ideea de bază asta este. Tot timpul trebuie să încercați să faceți orice să fiți pe profit. Da? Orice ca să fiți pe profit. Bun? Deci asta e ideea de bază. Bun. Inclusiv ETH-ul a făcut la fel ce a făcut BTC-ul. Da? Se vede clar, aceeași corecție. Toate monedele au făcut fix același lucru. Cred că nu e niciuna care a rezistat. De exemplu, inclusiv DOT era pregătit să plece rachetă, a rupt tiparul, s-a dus. Asta e. Am avut bani, am mai intrat mai jos. Da? La 28, cred că am intrat. Da? Asta e ideea. Tot timpul trebuie să ai bani ca să fii pregătit să intri mai jos, mai jos și mai jos. Și să faci o medie și tot timpul și pe profit. Da? Bun. În principiu, cam atât. După cum vedeți, piața este roșie, blană. Da? La fel, uitați-vă că audio a scăzut cel mai mult. Deci are potențial să urce, unde am eu targetul aici, 60 dacă urcă toți sunt pe profit. Da? Am intrat pe undeva pe aici. Da? Deci trebuie să înțelegeți că acum toată piața plânge, plânge, plânge. Și Alice, am văzut bine? 10 dolari. Ma, deci toată piața plânge. Blood in the street. Da? Deci cam asta e. Trebuie să vă așteptați și la zile de astea. Trebuie doar să, exact cum v-am spus, asta explicam astăzi și la un prieten și la cineva care m-a sunat. Tot timpul trebuie să aveți un 10.000, 5.000, 20.000, indiferent fiecare cât aveți, jumate din sumă, să o aveți pentru astfel de, eu le spun, ocazii, oportunități, ce vreți voi, da? Dar trebuie să înțelegeți că sunt foarte importante, foarte importante și vă ajută enorm, da? Gândiți-vă ce ar fi însemnat să intrați, nu știu, în orice monedă, da? Inclusiv în audio, să fi intrat aici. Gândiți-vă că din start, da? Din start aveați un profit până aici de 29, 41%. Da? E ceva colosal. Tot timpul exact așa trebuie să vedeți lucrurile. Tot timpul trebuie să le vedeți decât așa, nu? Exact, decât așa. Inclusiv DOT. A fost super preț aici. Și este în continuare 29. Bun, foarte mulți oameni sunt panicați. Cred că piața se duce și mai jos. Sunt șanse, ascultați-mă. În momentul de față, aici s-a oprit. Gata. Acum ce faci? Ori mai urcă, ori mai merge în lateral, ori mai trage de timp. El n-are cum să cadă 20.000, că și dacă cade 20.000, trebuie să urce înapoi, că altfel se prăbușește. Da? N-are cum. E ceva inexplicabil. Da? Dar acum o să meargă la fel în lateral câteva zile, iar o să încerce să urce, iar mai merge. Și de fapt ce face? Îi face tot posibilul ca să apropie aici. Deci acum mai merge în lateral, încearcă să urce, iarăși mai cade, iar merge în lateral, iarăși. Da? Și având și pleacă. Deci e normal să facă așa ceva, da? E ceva normal, v-am spus. Trebuie doar să înțelegeți psihologia din spate. Și să înțelegeți că nu se întâmplă nimic altceva în situația asta decât oamenii cumpără, pe cum vedeți, da? Să cumpără masiv aici. Masiv. Și vând oamenii, vând oameni care se panichează, nu știu, da? Și totodată foarte mulți cumpără balenele, bineînțeles.
Da? Deci, eu zic că sunt șanse, chiar spuneau mari YouTuberi că până la sfârșitul lunii, septembrie, se duce la 300.000. Eu nu spun așa ceva. Eu zic, dacă e să ducă la 300.000, tot timpul să ducă până la sfârșitul anului. Da? La fel, mă întreba cineva, domne, dar dacă BTC urcă, or să urce și restul monedelor? De obicei sunt monede. DOT, ETH, BNB-ul, da? Care dacă Cardano, Ripple, Dash-ul, dacă BTC-ul urcă, urcă și ele. Dacă BTC-ul scade, scade și ele. Cam țin trendul. Cele, nu știu, no name, da? Nu urcă la fel, fiindcă niciodată n-or să urce, da? Uite, care ar fi motivul? Poate cineva știe și să pricepe și stă. Eu nu stau, vă spun, pentru mine informațiile să stau să studiez YouTuberii, informații, știri, nu stau. Credeți-mă că nu stau, da? Mă focusez decât pe chat-uri. Poate îmi spune și mie cineva de ce a urcat moneda asta. Cât? 300%? 350? În cât? Într-o oră? În 30 de minute. Nu, într-o oră. Două lumânări de câte 30 de minute. Dacă știi cineva, chiar sunt curios care a fost motivul, da? Repet, unele monede, asta e. Așa or să fie de când e lumea. De ce? De asta vă spun, indiferent bull market, bear market, tot timpul or să fie astfel de monede cu care poți să-ți faci un target decent pe zi. Nu contează. Da? Și după cum vedeți, da? Eu am 211 monede pe care le analizez și primesc alarme în fiecare secundă, minut. Da? Primesc alarme non-stop. Da? Non-stop. Bun? În principiu, cam atât am vrut să vă arăt, să vă spun. V-am spus, proiectul ăsta, mergem cu el până la capăt, fiindcă scopul ăsta e să dovedim că putem pe 30 de zile să facem când ne-am propus. Da? Poate să mai vie și o zi proastă, repet, poate să, după o săptămână poți să ai aceiași bani, nu e nicio problemă, dar eu cred că vă spun încă o chestie. Și după o săptămână sau două, când piața scade cu 20%, BTC-ul scade cu 20% și tu ai aceiași bani, eu zic că ești top. Credeți-mă. Adică și gândiți-vă și înainte de corecția asta, da? Ca BTC-ul să scadă cu 30% sau cât a fost la 60.000, la 30.000, 50% și tu să rămâi cu aceiași bani, înseamnă că ai fost un pic cu un pas înainte. Da? Deci asta e ideea de bază. Tot timpul trebuie să fiți precauți, da? Și vedeți, nu m-am stresat, da? Adică nu să intru într-o monedă, da? Am preferat să intru fiindcă are potențial și să pregătește să plece, da? Ia uitați. Deci eu vă garantez că moneda asta, Audio, în momentul de față, aici e lumânarea, o să închidă înapoi pe suport, da? Și mâine o să-și vadă de viața liniștită. Și o să urce rachetone, da? Inclusiv pe weekly arată super bullish, da? Vedeți că a testat aici, deci vorbim de weekly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 săptămâni a testat rezistența la 2,8. Observați? Dacă ne uităm aici, audio, dăm pe weekly. Ce frumos le vezi acolo? Vedeți ce frumos a testat aici. Este o rezistență foarte puternică. La magnet un pic, că am stat cam mult. Da, și vedem. Până la urmă s-a închis peste, asta a avut o corecție blană, asta s-a dus, a închis înapoi, a plecat de aici și eu zic că săptămâna asta, la asta cât de bullish e, trebuie să plece, să închidă înapoi. Ceva de genul, că o să ducă înapoi până aici, până la 4 dolari, cât a fost, da? De fapt, 0,61 Fibonacci aici se duce. Eu mă gândeam că se duce sigur aici. Și de dimineață aici a fost. Am intrat 6 un pic și am ciupit pe ea. Da? Fix aici, la 0,61 Fibonacci s-a dus. Eu zic că tot aici o să ducă, fie că durează mai mult, dar eu am pus să ies aici.
Credeți-mă, important este să ne atingem targetul, nu să luăm tot. Da? Trebuie să ne educăm, să înțelegem lucrul ăsta. Bun, cam atât. Vă doresc o seară minunată. Pentru mai multe informații, dacă vreți, găsiți, intrați la mine pe site sau intrați, uitați-vă în descriere. Vă doresc o seară minunată, vă mulțumesc pentru tot. Și dacă aveți ceva întrebări, puteți să-mi lăsați acolo. Cu drag, o seară minunată!